De centură, mă. Salutare, dragii mei! Bine v-am găsit la un nou episod din Carvlog cu Dacia. Păi, n-am mai filmat de foarte mult timp Carvlog. Chiar vreau să cer duba vecinului să vă fac un Carvlog, dar nu n-am putut. Mă scuzați dacă se întâmplă să vorbească. Asta e Mihaela, care nu știți deja. O să fim cu ea de fiecare dată. Sper să vă placă, să nu ziceți că virăm la dreapta acum și nu la stânga. El se reconfigurează singur acum. Na. N-am mai filmat de foarte mult timp. Da, n-am filmat de foarte mult timp. Vineri atunci n-am filmat pentru că camera era descărcată și n-am mai filmat. Și am zis, bă, hai azi să fac un... Virați la stânga. La dreapta, Mihaela, nu la stânga virăm. Virează tu dacă ești. Mă vede spre Taraclia. Eu nu i-am dat Taraclia. Virăm pe aici. Așa. Reconfigurează-te. Așa, bravo. Sper să vă placă noul traseu. Deci e un traseu nou. Sper să vă placă. Na. Cahul Taraclia. Dacă nu știți, căutați pe Google Maps Cahul Taraclia și o să găsiți. Na. Dar și nu zici nici că Mihai ala și eu te acut așa. Se reconfigurează acum. Ai gruzit-o? Ce am gruzit-o? Ce i-am făcut? Ai spus că... Virăm la dreapta. Trebuie la cicială de ehăi. După 900 de metri, virați la dreapta. Apoi, întoarceți-vă 180 de grade. Dacă este posibil. Mihai ala! Nu virăm nici dreapta, nici nu ne întoarcem 180 de grade, tu. Na. Da, dragii mei, asta e, așa o cheamă pe dânsa. După 400 de metri, uite. Virați la dreapta, apoi întoarceți-vă 180 de grade. O nebunime aia la asta. Reconfigur. Stroiescu i-am pus. Uite, tu și la Taraclia. Virați la dreapta, apoi întoarceți-vă 180 de grade. Eu nu i-am pus Taraclia, i-am pus Cahul. La Gala Savaia i-am pus Cahul, am scris. Întoarceți-vă 180 de grade, dacă este posibil. Apoi virați la stânga. Reconfigurează-te. Ce ai de făcut? Da, dragii mei, cam asta e Dacia. Cam asta e GPS-ul. Cam vă spun că vă duce foarte nasol. După un kilometru, virați la dreapta. Mihaela, te rog, lasă-mă. Dacă ești așa. Așa o cheam pe dânsă. Așa își spune, Mihaela, taci din gură. Da. Da, dragii mei, cât am filmat, ia să văd. 10 minute. Hai să verific camera și revenim imediat.